Atacatoarea Mirelei Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces direct de la Antena 1, s-a întors astăzi dezbrăcată și înarmată cu pietre la clădirea în care se desfășura show-ul TV și a încercat din nou să intre. În urmă cu câteva săptămâni, Mirela Vaida a fost atacată în direct de către o femeie care a intrat complet dezbrăcată în platou. Aceasta a aruncat cu un pietroi imens și a fost la un pas de a provoca o tragedie. Mirela Vaida s-a ferit cât a putut pentru a nu fi lovită. Doi dintre operatorii emisiunii au sărit imediat să o imobilizeze pe femeie. Prezentatoarea nu a mai putut să-și stăpânească lacrimile. Este curios cum persoana necunoscută a reușit să intre în studioul televiziunii, știut fiind că aceste instituții sunt bine păzite de echipe de securitate, iar o femeie dezbrăcată nu are foarte multe șanse să treacă neobservată.